Salutare, dragi pasionați de istorie pe YouTube! Eu sunt Matei și scopul meu este să vă arăt și vouă cât de șocantă și în același timp captivantă este istoria domnitorilor Moldovei. Astăzi vorbim despre Petru al II-lea, Roman I, Ștefan I, Iulia Ologul și Alexandru cel Bun. Să-i dăm bătaie! Bun, știm din episodul anterior că Bogdan I, întemeitorul primului stat independent al Moldovei, a avut doi fii și o fiică. Ștefan, fiul cel mare care murise înainte ca tatăl său să devină domnitor, Margareta Mușata, care se căsătorise cu un anume Costea Voievod și Lațcu Vodă, care va deveni domnitor. Cum Lațcu lasă în urmă doar o singură moștenitoare, pe fiica sa Anastasia, care nu putea urca pe tron, iar despre fiii lui Ștefan nu se mai știe nimic, automat singura variantă era ca unul dintre fiii Mușatei să urce pe tron. Astfel, Petru al II-lea, băiatul al mare al Mușatei, urcă pe tronul Moldovei în anul 1375, stabilind o premieră pentru domnia țării, pentru că tatăl său, Costea, nu fusese nici domnitor și nici nu era urmaș direct al vreunuia. Cu toate astea, Petru se dovedește a fi un conducător foarte bun și reușește să domnească timp de 16 ani, un record pentru tronul Moldovei până atunci. Primul lucru pe care îl face este să asigure independența țării față de Ungaria și jură credință regelui Poloniei, Vladislav al II-lea, Jagiello. Mută capitala de la Siret la Suceava, unde își stabilește scaunul domnesc, prin construcția cetății Sucevei, devenită ulterior cetatea de scaun. Bate primele monede moldovenești, numite groși și jumătăți de groși, de argint, care aveau capul de bou pe o parte. Creează Mitropolia Moldovei pentru a pune bazele relațiilor politice cu Constantinopolul și ctitorește Biserica Mirăuți, care va deveni sediul Mitropoliei. Continuă apoi cu construcția cetății Șcheia, cetatea de lemn de la Roman, cetatea și mănăstirea Neamțului și sprijină construirea mănăstirii dominicane de la Siret, ctitorită chiar de mama lui. Apar și funcții noi în stat, precum cele de vornic și de staroste, după modelul polonez. Și nu în ultimul rând, în timpul domniei lui Petru, teritoriul Moldovei se extinde și mai mult în sud, până la cetatea Albă. Ușor de spus faptul că lucrurile mergeau foarte bine în țară, iar pe plan extern mergeau chiar și mai bine. Pentru a parafa vasalitatea față de regele Poloniei, Petru se deplasează la Lvov în anul 1387 și recunoaște suzeranitatea lui Vladislav al II-lea. Un an mai târziu îl îndeamnă și pe domnitorul țării românești, Mircea cel Bătrân, să încheie o alianță cu Polonia împotriva Ungariei și conduce negocierile dintre cei doi, desfășurate la Radom, Lublin și Suceava. Prin aceste acțiuni diplomatice, Petru reușește să plaseze Moldova într-un sistem de alianțe polono-lituaniano-muntenești, benefic pentru stabilitatea și siguranța țării. Din păcate însă, Petru nu apucă să se bucure de aceste reușite, pentru că moare în anul 1391 din cauze necunoscute, dar probabil naturale. Se presupune că este mormântat în biserica din Rădăuți, în cel de-al treilea mormânt, de lângă cel al lui Bogdan și cel al lui Lațcu. Lasă în urmă doi fii, pe Roman Petrilovici și Ivașcu, și în mod normal, unul dintre aceștia ar fi trebuit să-l urmeze la tron. Dar ce să vezi? Surpriză. Succesorul la tron avea să fie fratele său, Roman I, care era asociat la tron încă din anul 1386, aparent. O posibilă explicație ar fi că Petru a considerat că fiii lui sunt prea tineri pentru a conduce, așa că a apelat la un principiu vechi, încă din antichitate, prin care se ridică pe linia de succesiune reprezentantul celui mai vârstnic membru al familiei domnești. Fără să-și dea seama, Petru creează un precedent periculos pentru tronul Moldovei în anii care vor urma. Totodată, Petru câștigă și premiul de cel mai bun tată al secolului XIV. Partea și mai proastă este că după moartea tatălui lor, Roman Petrilovici și Ivașcu sunt luați ostatici de către regele polonez Vladislav al II-lea, care recunoscuse asocierea la tron al lui Roman I încă din 1388. Dar nu o să fie ultima oară când o să auzim de cei doi fii al lui Petru. În fine, să revenim la Roman I. Acesta face exact ca fratele său și imediat după ce urcă pe tron, în anul 1391, jură și recunoaște suzeranitatea regelui Poloniei. Totodată începe să se semneze în acte cu titulatura Io Roman Voievod, stăpân al țării Moldovei de la munte până la mare. Acest lucru nu făcea decât să confirme faptul că procesul de unificare a cnezatelor de pe teritoriul Moldovei, început de bunicul său Bogdan, se încheie în timpul domniei lui. Fondează apoi orașul Roman, iar în anul 1393 se implică și pe plan extern, după ce îl ajută cu trupe pe cneazul Hodor Coriatovici, în încercarea lui de a lua cetatea Kamenița de la un duce al Lituaniei. Din păcate pentru el, Hodor pierde și se refugiază la curtea domnitorului moldovean, unde va fi cunoscut de curteni ca fiind tipul masiv și ciudat care ține de ușă.
Hold the Door. Cât despre Roman, acesta moare din motive necunoscute în anul 1394, după doar 3 ani de domnie. Va fi îngropat în biserica Sfântul Nicolae din Rădăuți, alături de rudele sale domnești. Lasă în urmă 3 fii după prima căsnicie cu o lituaniancă, Ștefan, Mihail și Iuga, iar din a doua căsătorie, tot cu o lituaniancă, alți 2 fii, Alexandru cel Bun și Bogdan Jupânul. 3 dintre cei 5 vor ajunge domnitor. Haideți să vedem care sunt aceștia. Primul, și așa cum era evident, este Ștefan I. Acesta ajunge pe tron în 1394, cu susținerea lui Vladislav al II-lea. În defavoarea vărului său, Roman Petrilovici, fiul lui Petru al II-lea, care emitea pretenții la domnie pe bună dreptate de altfel. În același timp, de frică să nu fie omorâți de Ștefan, pentru că erau pretendenți la tron, Alexandru cel Bun și Bogdan Jupânul fug în țara românească, unde se refugiază la curtea domnitorului Mircea cel Bătrân. Nu se știe dacă Ștefan chiar avea de gând să facă asta, dar au zis ei să fie siguri. Ca și tatăl și unchiul său, primul lucru pe care îl face domnitorul este să-i jure credință regelui polonez. Și bine va face, pentru că din vest îi se pregătea o surpriză. Dorind să reinstaureze dominația maghiară în Moldova, regele Sigismund de Luxemburg lansează o expediție peste Carpați în 1395. Ajunge la cetatea Neamțului, pe care o asediază vreme îndelungată, dar pe care nu reușește să o cucerească. Sigismund se dă bătut, destul de repede, a zice eu, și se retrage cu trupele înapoi în Ungaria. Doar că Ștefan îi întoarce surpriza și îl atacă pe neașteptate pe regele maghiar la Ghindăoani, astăzi în județul Bacău. Chiar este vreunul dintre voi care ne urmăriți din Ghindăoani? Scrieți-ne în comentarii dacă da. Ștefan I reușește o victorie de poveste, armata ungară fiind aproape nimicită, iar Sigismund abia reușește să scape și să fugă în Brașov. Victoria a fost foarte bine văzută de regele polonez Vladislav, care mai târziu îi cere ajutor militar în 2 rânduri lui Ștefan. Prima dată împotriva teutonilor și apoi în lupta pierdută de polonezi cu tătarii în anul 1399. Din păcate, în acea luptă este omorât pe câmpul de bătălie și Mihai, fratele domnitorului. Afectat probabil de moartea acestuia, la scurt timp Ștefan se îmbolnăvește. În aceeași manieră ca și predecesorul său, Petru al II-lea, îl asociază la domnie pe fratele său mai mic, Iuga Ologul. În mare parte pentru că cei 2 fii ai săi erau prea tineri pentru a conduce țara. Ștefan I moare în anul 1399 din cauza problemelor de sănătate necunoscute, după 5 ani de domnie. Este mormântat la biserica din Rădăuți, alături de ceilalți bogdănești, fiind și ultimul de altfel. Imediat ce este confirmat oficial ca fiind noul domnitor, Iuga Ologul are deja probleme mari în a-și ține tronul. Este contestat din 2 părți. Odată de către fratele său vitreg, Alexandru cel Bun, care era refugiat de ceva vreme în țara românească, și încă o dată de către același Roman Petrilovici, care mai bagă o fisă și emite din nou pretenții la tron. Cel care avea să se miște mai repede era Alexandru, care în anul 1400 intră cu ajutorul lui Mircea cel Bătrân în Moldova. Îl detronează pe Iuga după doar câteva luni de domnie și se urcă pe tronul țării. Iuga este luat prizonier de către Mircea și dus în țara românească, unde avea să moară după. Nu se știe nici până în ziua de astăzi anul morții și nici unde a fost înmormântat. Și nici despre motivul pentru care îi se spunea Ologul nu se știu prea multe, dar cel mai probabil suferea de o boală care îi îngreuna deplasarea. Și cum oamenii erau răi pe vremea aia, în loc să-i spună Iuga cel cu nevoi speciale, așa cum era normal, i-au spus Iuga Ologul. Urât. Foarte urât. Cât despre Alexandru cel Bun, numai de bine. Imediat ce urcă pe tron, îl asociază la domnie pe fratele său, Bogdan Jupânul, care moare în anul 1407. Are și el parte de o contestare la tron, dar nu de la Roman Petrilovici, așa cum ne-am obișnuit până acum, ci de la fratele acestuia, Ivașcu. Dar Alexandru se mișcă repede și recunoaște suzeranitatea regelui polonez Vladislav, astfel încât Ivașcu să nu-și mai permită nimic. Totodată, această recunoaștere a suzeranității îi asigură pe plan extern că Ungaria nu va emite nicio pretenție teritorială. Ctitorește mănăstirea Bistrița și la scurt timp după obține și recunoașterea Mitropoliei Moldovei la Constantinopol. În anul 1402 aduce moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Cetatea Albă la Biserica Mirăuți. Încurajează și comerțul, acordând negustorilor polonezi multe privilegii printr-un act domnesc emis în 1408, an în care era atestat pentru prima dată și orașul Iași. Pe plan extern, în calitate de vasal, acordă sprijin militar în bătăliile purtate de polonezi împotriva teutonilor. În 1414 îl asociază la domnie pe fiul său Iliaș, iar în 1420 este nevoit să apere Chilia și Cetatea Albă de asediul turcilor. Cu această ocazie se consemnează primele conflicte militare dintre Moldova și Imperiul Otoman. Și câte vor mai urma după asta?
Moare pe 1 ianuarie 1432, după un presupus atac de cord care l-a surprins chiar la Mănăstirea Bistrița, unde petrecea sărbătorile de iarnă. Odată cu el se încheie o perioadă de 32 de ani de pace și prosperitate pentru Moldova. Este înmormântat în Mănăstirea Bistrița, fiind primul domnitor din neamul bogdăneștilor care rupe tradiția înmormântărilor domnești din Biserica Sfântul Nicolae de la Rădăuți. Alături de el avea să fie îngropată și soția lui Ana. Apropo de soții, Alexandru cel Bun a avut 4 și a lăsat în urmă o droaie de urmași, atât legitim cât și ilegitim. Practic, din această cauză urmează pentru Moldova o perioadă de haos total, cu urmașii lui Alexandru care se vor căpăci pentru cine să ocupe tronul. Putem spune că există ceva la care Alexandru să nu fie bun, și anume să o țină în pantalon. Stați așa că n-am terminat. Mai am pentru voi câteva curiozități. 1. O parte dintre istorici și cronicari au presupus greșit că tatălui Petru al II-lea și Roman I, adică Costea Ștefan, ar fi domnit pe tronul Moldovei după Lațcu Vodă. Confuzia era datorată de faptul că pe pomelnicul comandat de Alexandru cel Bun la Mănăstirea Bistrița, printre strămoșii numiți de domnitor, este trecut și Costea cu apelativul de voievod. Istoricii nu au ținut cont de faptul că acest apelativ i s-a oferit lui Costea doar pentru simplu fapt că era căsătorit cu Margareta Mușata, fiica lui Bogdan. Iar numele de Costea apare pe pomelnic pentru că era bunicul patern al lui Alexandru cel Bun. 2. Mușata era un adjectiv folosit de români pentru a defini cuvântul frumos, iar derivarea era frumos, frumușat, mușat. Pentru că Margareta, mama lui Petru al II-lea și a lui Roman I, era considerată în acea vreme o femeie foarte frumoasă, primește apelativul Mușata, Frumușata, Frumoasa. În secolul XVII, cronicarul Grigore Ureche traduce greșit din slav acest apelativ și în loc de Petru, fiul Mușatei, traduce Petru, fiul lui Mușatu. Astfel, istoricii au presupus că odată cu Petru al II-lea, la tronul Moldovei s-a instalat o nouă dinastie, a mușatinilor, când de fapt, Petru era tot din dinastia bogdăneștilor. 3. În 1388, Petru al II-lea îl împrumută pe regele polonez Vladislav al II-lea cu 3.000 de ruble de argint și amanetează pentru o durată de 3 ani provincia Pocuția, care astfel intră pentru prima oară sub administrarea moldovenească. Împrumutul nu a fost niciodată returnat în întregime, iar Pocuția va deveni de-a lungul timpului subiect de ceartă între polonezi și moldoveni. 4. Ce s-a întâmplat totuși cu cei doi fii al lui Petru al II-lea, veșnici pierzători ai tronului Moldovei? Ei bine, după ce au fost ținuți prizonieri de Vladislav, Roman Petrilovici și Ivașcu sunt eliberați de regele polonez după ce îi jură acestuia credință și îi recunosc suzeranitatea. Doar că nu i-a lăsat niciodată să urce pe tron, folosindu-i mai degrabă ca backup în cazul în care vreun domnitor din Moldova nu-i va jura credință. Păcat de ei, erau băieți buni, dar n-au avut noroc. 5. Lui Alexandru i s-a spus cel bun mult după moartea lui. De-abia în secolul 17, Grigore Ureche și Miron Costin îl numesc așa după ce au mărturisit că poporul încă îl mai ține minte după atâta timp pentru lucrurile bune pe care le-a făcut în țară. Și cam atât și despre episodul de astăzi. Vă mulțumim foarte mult că ne urmăriți și că ne susțineți cu un like și subscribe. Și vă așteptăm aici pentru un nou episod despre istoria domnitorilor moldoveni peste 2 săptămâni, tot marți. Până atunci, toate cele bune și v-am țucat!